Partea finală a emisiunii de astăzi, așadar, discutăm despre parcursul Forestei în turul de campionat și vom încerca să anticipăm un pic și returul la capătul căruia sper să obținem promovarea în Liga a doua. Domnule Andrei Ciutac, președinte al clubului Foresta, câteva meciuri cheie au fost în acest campionat, din păcate chiar foarte multe, două meciuri cheie, cele două înfrângeri, au determinat și despărțirea de unii jucători și pare să că a fost decizia bună, sau trăgând acum linia la fine de tur de campionat, a fost clar decizia bună pentru că ne-am apropiat acolo în zona în care putem emite pretenții de promovare, cât se poate de serioase. Aș vrea să discutăm puțin de în continuare de aceste meciuri cheie. Un meci cheie, îndrăznesc eu să spun, a fost Foresta Bacău. Un meci pe care l-am văzut cu ochișorii mei pe stadionul Aren. Multă lume a venit să vadă acest meci. Am câștigat, îndrăznesc să spun eu, de o manieră categorică. Nu cred că am văzut alte echipe care ne-au creat mult mai multe probleme decât a reușit Aerostarul. Aerostarul, îndrăznesc să spun că a avut și vânt din pupă serios, dar cu toate și când spun vânt din pupă, eu îmi pot permite să spun că ușor a fost părtinitor arbitrajul în direcția lor. Noastră, în calitate de conducător de club, vă respect decizia dacă o aveți de a vă abține a comenta arbitrajul. Dar mie mi s-a părut că s-a încercat în permanență să fie împinși din spate. Fără doar și poate pot spune că victoria cu Aerostarul a fost mult mai concludentă decât victoria cu Șomus Fălticeni de acasă. Da. Cu toate că am câștigat 4-1 cu cei de la Fălticeni, în multe momente ale jocului ne-au pus mai multe probleme decât ne-a pus Aerostarul. Practic, Lucru care, vă spun sincer, mă bucură fantastic de mult pentru Fălticeni. Practic, Aerostarul a avut o singură ocazie în prima repriză prin Vraciu la o inexactitate a lui Celeadnic. În rest, ocazii mari de a marca nu au avut. În schimb, Fălticeniul, am reușit să marcăm acel gol rapid prin Martin în minutul 13, după care Fălticeniu și la 1-0 și la 2-0 au avut o sumedenie de ocazii și cu siguranță dacă ar fi reușit să marcheze la una dintre ocaziile pe care le-ar fi avut, meciul ar fi fost mult mai greu decât a fost practic, pentru că am reușit să le mai dăm încă 2-3 goluri. Dar victoria cu Aerostar cred că a fost fără drept de apel. Un meci cu o tensiune fantastică. Deci toți oamenii pe care am văzut angrenați în acel meci din tabăra noastră erau cu nervii încordați la maxim. Da, nu știu, pentru că din tribună, de la primul copil de minci și terminând cu ce spectator vezi în asta. Era și o chestie psihologică pentru jucători, pentru că de multe ori învingeam și noi și când intram în vestiar imediat după meci, întrebau, Aerostarul ce a făcut? A câștigat. Era și pentru ei o chestie că totuși chiar nimeni nu-i poate opri pe Aerostar. De multe ori victoria noastră era umbrită de faptul că și Aerostarul câștiga. Etapă se adunau meciurile și din acest moment tensiunea a fost destul de mare. Mai mult decât antrenorul lor a declarat că dacă nu câștigă la Suceava, Aerostar nu merită să promoveze. Aveam două înfrângeri în meciurile amicale cu ei, apoi a venit acea victorie din Cupa României și băieții și-au dorit să-și demonstreze că dacă nimeni nu a putut să încurce pe Aerostar și să le producă o înfrângere, am cu siguranță gheața. Ei sunt cei care pot. Am spart gheața. Și am spart gheața cu noroc. N-aș zice cu noroc, aș zice am spart cu noroc a venit după, da. Un noroc ulterior, da? În acel meci, o zic că se poate declar, noi am mai avut victorii concludente asupra altor echipe, dar cum ați menționat și dumneavoastră, cel puțin meciul cu Fălticeni, da. Da? Deci foarte foarte concludentă victoria. Aș putea spune că a fost chiar mai ușor decât celălalt derby pe care l-am avut, numai departe de sâmbătă, da? Da. La Rădăuți, un meci care se anunța și prin prisma
tensiunilor care sunt până la urmă, trebuie să le recunoaștem, există aceste tensiuni între Suceava și Rădău, destul de mari, mi-aș dori să nu mai fie atât de mari, să existe și o cale de dialog între cele două echipe, nu îndrăznesc să spun prietenie, repet, poate acest lucru a nu știu câta oară, dar spre exemplu a fost meciul ăsta de la Rădăuți, un meci de care pe care, unde aici, în meciul de la Rădăuți, noi am avut noroc. Deschiderea scorului a fost pe o fază individuală unde ne-am descurcat, iar desprinderea la 2-0 a fost contrar jocului. Terenul se înclinase un pic. Da, dacă în prima repriză cei de la Rădăuz n-au exercitat o presiune constantă asupra noastră. N-au avut, noi am avut mai multe ocazii. Cornere, da. Dar nu pe o fază de asta am avut. Pe un contraatac am dat gol. Exact. Cel puțin primele 10-12 minute din repriza a doua, Rădăuțul a pus presiune mare pe partea noastră, multe cornere, câteva faze fixe, câteva acțiuni foarte periculoase, în care dacă ar fi marcat și s-ar fi făcut 1-1, poate soarta reclamă jocului. Că au avut chiar și o lovitură la 11 metri, din ce am văzut, am urmărit meciul la televizor, am profitat de faptul că ai noștri colegi de la Cromtel au transmis acest meci, am văzut. N-am remarcat momentul respectiv, dar am înțeles că dar nu s-au plâns de arbitraj, pentru că nu s-a pus problema. Aș părea subiectiv acum să spun că nu a fost penalti sau nici din faza de care știu, duelul dintre Onofraș și Radu Ungureanu. Da. Mi-a fost destul de greu să dau seama din tribună, pentru că eu, poate o fracțiune secundă sau o ciupitură a jucătorului din spate al Onofraș la Radu și există posibilitatea să fi fost, există posibilitatea că arbitru să fi... N-a dat arbitru, așa se spune. N-a fost. Noi suntem avantajați, noi, în presă, de regulă, pentru că luăm aceeași fază, o răsucim în mai multe unghiuri sau cum vedem și descoperim exact contactul. Iar după meci n-am fost curios să văd decât golurile noastre. Vă spun sincer că m-am uitat de câteva ori și cu precădere m-am uitat la faza golului al doilea, când acolo toată lumea a reclamat că a fost offside. Sub nicio formă offside nu a fost. Se vede clar că în momentul în care Cerlincă șutează, Hagiu pleacă din spatele fundașului central, mingea lovește bara și apoi Hagiu cu capul dintr-o poziție ciudată. În mod firesc, jucătorul rămâne în picioare și dă cu piciorul. Iar azi am simțit că mai bine mă pun pe burtă și dau cu capul. Da, repet, iarăși, îndrăznesc să spun că scorul a fost mai mare decât ceea ce am văzut pe teren la meciul cu Rădăuțiu. Adică echipele au fost destul de apropiate din punctul ăsta de vedere. Da, pentru că e clar că au fost două echipe de valori apropiate. Și fie vorba între noi, a jucat locul 2 cu locul 3. Da, locul 2 cu locul 3. Faptul că valorile au fost apropiate s-a reflectat și în poziția din clasament, diferență de un singur punct în favoarea noastră. Și una peste alta, cred că am făcut cel mai bun meci al nostru din acest sezon. Aici mă refer că și din punct de vedere tactic am jucat exact ceea ce trebuia și nici nu ne-am avântat, nici nu ne-am descoperit. Am punctat exact când a trebuit. L-am văzut pe Dan Petrescu declarația după meciul de ieri când a făcut egal în extremis. Zice, domnule, mai bine să termina 0-0, că știam că n-am greșit niciodată. Așa făcând 1-1, noi am greșit odată și lucrul ăsta nu-mi place. Ori faptul că nu ai luat gol, asta arată că a intervenit deja o exactitate foarte mare în ceea ce înseamnă întreg angrenajul, întreg mecanismul. Da, ceea ce încă o dată îmi spune că am lovit-o bine cu Petre Grigoraș. Da, și cred că cel mai important lucru raportat la greșeli a fost că dacă le-a solicitat un lucru în mod expres jucătorilor, a fost acela de a nu greși. De a nu se complica, pentru că știa și dumnealui că terenul va fi unul prost. Da, greu. E perioada. E perioada. Bun, nici terenul de la Rădăuți nu este unul dintre cele mai bune terenuri posibile. E un teren bun. E un teren bun. Față de anii trecuți, e un teren bun. Dar lipsa de infrastructură de aici din zonă ne constrânge pe toți să ne antrenăm pe terenul pe care jucăm. Mă uitam pe gazonul de pe aren cu o zi, două înainte, când ați făcut antrenamentele, pentru cum arăta gazonul de pe aren. Da. Deja, vremea nu mai e propriu
specifice pentru antrenamente și pentru meciuri, drept pentru care, uite, că s-a și încheiat campionatul, cum e în mod normal, de altfel, în decembrie. Exact. Și atunci, jucând ceea ce știm că putem să jucăm, fără să facem greșeli, pe acele individualități ale jucătorilor, deznodământul a fost... Ce urmează? Asta e chestiunea care mă interesează și interesează pe toată lumea foarte mult. Unu, în primul rând, Grigoraș e parte din proiect în continuare. Cu siguranță. Da? Cu siguranță. Excepție. La reunire, domnul Grigoraș se va prezenta din nou la Foresta. Pentru jucători urmează o perioadă de vacanță. Bine meritată. Da. Pentru... Cu prime la zi, cu bănuți la zi, sunt datorii? Nu sunt datorii, poate în întârziere la un salariu pe care în cursul zilei de mâine jucătorii îl vor primi. Așa cum spuneam, pentru ei urmează o vacanță. Pentru noi, cei din conducere, urmează o perioadă în care am început să căutăm jucători. Ne despărțim de unii din jucători pe care îi aveam acum în lot, pentru că curățenie s-a făcut. Există posibilitatea să apară una, două despărțiri, dar ele țin foarte mult și de jucătorii pe care îi vom aduce. Pentru că, din nou, după ca în fiecare pauză competițională, din păcate... Anul trecut mi-a zis foarte clar, sau la fine de campionat trecut, doamne, în primul rând portarul. Deci am avut probleme la capitolul portar, acum am reușit, am rezolvat problema asta. Da, avem doi portari tineri, avem... Deci mie îmi plac, sunt ceea ce ne trebuie. Dacă, spre exemplu, în vară era un nucleu de 10 jucători pe care ne puteam baza și au mai venit încă 12, din fericire acum, cu toate că numărul este mai restrâns, nucleul este undeva la 14-15 jucători pe care cu siguranță te poți baza. Deci, teoretic, stăm bine. Teoretic, în momentul, noi considerăm că având un nucleu oarecum format, aducerea a 2-3-4 jucători care să fie poate de o valoare peste ce avem. Aici, asta ne trebuie. Pentru ceva că peste... acesta este și interesul, să aducem jucători care să aibă un caracter potrivit. Pentru că, așa cum vedeți și dumneavoastră, poate că valoare aveau, dar din păcate aveau și alte preocupări în afară din păcate, de valoare pe care ar fi trebuit să-și o arate în teren. Dacă reușim să concretizăm câteva din transferurile pe care le avem pe listă acum, cu siguranță echipa va arăta mult mai bine în retur, cu pregătirea pe care domnul Grigoraș își propune să o facă, cu meciuri amicale, sperăm ca returul să ne găsească pregătiți și încă din prima etapă a returului să încercăm recuperarea celor 4 puncte, având în vedere că Aerostarul are un program... Păi și ei se vor pregăti. Ei teoretic au program un pic mai greu. Au un program un pic mai greu pentru că... La nivel de teorie, nu știu, poate să apară altă echipă care să... La nivel ne raportăm strict la adversarii pe care îi vor întâlni în deplasare în a doua faptul parte a faptul că aducem jucători, faptul că ne pregătim bine, asta nu înseamnă musai că lucrurile vor funcționa impecabil. Sunt foarte multe ecuații, sunt foarte multe... ceva ce să garanteze succesul 100%. Corect, că dacă ar fi, probabil toți l-ar aplica. Nu asta e problema. Ce mă interesează însă pe mine în mod special este felul acesta în care construim o cărămidă sau un fundament foarte bun. Pentru mine este că avem jucători, avem deja un nucleu de jucători, în bună măsură sunt suceveni, pe mine știți foarte bine că asta mă interesează cam cel mai mult în toate discuțiile pe care le am. Bineînțeles, când există un deziderat și un o chestiune de genul acesta, un obiectiv cum este cel de promovare, nu comentez, aducem și jucători care nu sunt din Suceava, dar trebuie să fie clar jucători de certă valoare. Mi-aș dori să avem o echipă exclusiv din suceveni, știu sigur că încă nu se poate, sper să prind ziua aia în care să am o echipă numai de suceveni și cu ea să defilăm acolo unde ne este locul. Și când spun asta, mă gândesc măcar la nivelul ligii a doua. Dar
ce mă interesează în momentul de față în mod foarte clar este această promovare. Ori da, aici... Având în vedere că... Au început deja discuții, aveți ceva discuții, da? Da, sunt discuții cu jucători. Sper că data viitoare când ne vom mai întâlni și vom mai discuta să putem să discuta pot avansa și, da. Și acum lucruri mai concrete. Nu știu cât timp mai avem și pentru foarte, că... Foarte puțin, de cel de încheiere de emisiune. Exact, pentru că promovarea și performanța și o echipă nu poate funcționa dacă nu are susținere din partea tuturor celor care sunt sau nu implicați în fenomen. Mi-aș dori să mulțumesc acum la final de an, pentru că da, din punct da. De vedere fotbalistic, finalul de noi an am încheiat, a venit. Turul l-am încheiat, da. A venit pentru noi. Aș dori să mulțumesc încă o dată autorităților, domnului primar, Consiliului Local, pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat și pe care și-l dorește să-l acorde în continuare. Doresc să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în acest an și sper că nu i-am dezamăgit, pentru că finanțarea de la Consiliul Județean a venit pentru prima dată după foarte mult, foarte mult timp. Doresc să mulțumesc tuturor sponsorilor pe care îi avem. Din păcate, din nou, n-am venit pregătit cu o listă. Dar știți foarte bine că poate fi interpretat ca formă de publicitate, după aia dăm noi în... Da, dar sunt acei sponsori pe care dumneavoastră, stimați spectatori sau iubitori ai fotbalului, îi vedeți că au acele... mai apar la acele conferințe de presă în spate pe acel panou. Nici n-aș vrea să omit pe cineva și din acest motiv pentru care a spus dumneavoastră cu reclama la televizor. Dumneavoastră trebuie să spuneți, să începeți să spuneți, eu după aia să vă corectez, să vă spun că dar se știu. Toți cei care, și îndrăznesc să spun, toți cei care vin, iubesc această echipă, știu și oamenii sau firmele care sunt în spatele acelor oameni care au înțeles să sprijine și sprijină. Și nu în ultimul rând spectatorilor și acestei galerii inimoase pe care o avem, care s-a prezentat și la Rădăuți și a făcut-o foarte frumos. Chiar toată lumea i-a apreciat. Doresc să le mulțumesc și lor și să vină alături de noi, să rămână alături de noi. Știți de ce? Pentru că eu așa înțeleg că e autoritatea locală, că e conducerea echipei, echipa, antrenorul, autoritatea locală. Dar foarte importanți în economia acestei promovări sunt spectatorii, sunt cei din galerie. Pentru că nu de puține ori, eu spun, cred și sunt convins de acest lucru, nu de puține ori sunt al 12-lea jucător. Cu siguranță. Și au demonstrat-o în deplasările în care au fost. Din păcate, nu își permit, poate nici ei, nu ne permitem nici noi ca și club în acest moment să asigurăm tot ceea ce ține de deplasarea și a galeriei la meciurile. Poate pe care că o să vină și meciuri mai bune. Da, o altă discuțiune va fi și când vom ajunge în Liga a doua, pentru că alte costuri, alte probleme, să vedem dacă vom face față, dar poate că am pornit. Până una altă trebuie să ajungem acolo, trebuie să facem. Cu siguranță alte costuri, dar vom vorbi la momentul potrivit. Nimic nu e imposibil. Domnule Ciutac, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc mult de invitație. Iar dumneavoastră, stimați spectatori, pentru atenția care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.